Bună ziua, avem alături de noi pe doamna Roxana Ring, președintele Asociației Pro Domo, asociație care de-a lungul anilor a luptat activ, inclusiv în instanță, pentru salvarea patrimoniului istoric al orașului București. Doamna Ring este aproape inevitabil prezentă la ședințele Consiliului General al municipiului București în încercarea de a oferi un exemplu viu al implicării societății civile în deciziile luate de autorități, atât cât permite cadrul legal. Doamna Ring ne-a onorat invitația de a fi alături de noi în studio pentru a vorbi despre un ordin dat recent de ministrul, de vicepremierul Liviu Dragnea, publicat în Monitorul Oficial pe 10 iunie, ordin prin care se exonerează de orice sancțiuni autoritățile locale, autoritățile județene și investitorii imobiliari care emit autorizații de urbanism fără consultarea populației. În anul 2010 a fost dat un ordin care a stopat un haos de, sau încerca să stopeze un haos de aproximativ 20 de ani de construcții haotice, de permise de urbanism date pe interese, date aleatoriu. Ordinul a fost aprobat pe ascuns, fără nicio dezbatere publică pe site-ul Ministerului și modifică un alt ordin dat în 2010 de Ministerul Dezvoltării, prin care consultarea publicului la toate documentațiile de urbanism devenea obligatorie. Potrivit ordinului din 2010, în cazul în care primăriile și investitorii nu prezentau publicului înainte ca planul urbanistic să fie aprobat, ce anume doreau să construiască, autorizația era lovită de nulitate. Acum, prin modificările aduse de Liviu Dragnea, se elimină exact articolul care prevedea în mod expres că documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului care se aprobă fără consultări publice sunt nule de drept. În consecință, deși teoretic primarii și investitorii sunt obligați în continuare să se consulte cu populația, practic nu mai există nicio sancțiune. Printr-un comunicat, Ministerul Dezvoltării a susținut că autoritățile locale vor realiza în continuare consultarea populației și în cazul în care o persoană care se trezește, de exemplu, să spunem cu un bloc de 10 etaje construit în calcan cu locuința sa, este nemulțumită de transparența decizii, poate ataca în instanță. Doamna Ring, dumneavoastră aveți la activ numeroase procese împotriva unor astfel de investitori imobiliari care au construit ilegal și chiar împotriva primăriei. Ce înseamnă acționa în instanță primăria dacă ești nemulțumit de transparența unei decizii? Haideți să o luăm de la început. În principiu, domnul Dragnea, comunicatul este corect și anume nu vreau să descurajăm cetățenii să atace în instanță deciziile primăriilor sau ale investitorilor privați numai pentru că s-a eliminat acest articol de lege, acest articol. Acest articol, de fapt, într-adevăr, aducea un plus de sancțiune. Dar este adevărat că și pentru a dovedi că documentațiile sunt nule de drept, trebuia oricum să facem recurs la instanță. În acest moment, ceea ce se va întâmpla, cu siguranță că nu în București sau în marile centre, cu siguranță că în provincie, în anumite consilii județene, unde într-adevăr baronul local are o putere peste tot ce mișcă, acolo s-ar putea să existe judecători care, având în vedere că acest articol a dispărut, să nu mai permită anularea documentațiilor de urbanism numai pentru încălcarea acestui ordin. Deci, din acest punct de vedere, este un tertip, ca să-i spun așa. Adică este modul în care se procedează de vreo 2 ani încoace în domeniul urbanismului, prin schimbări, unele mai mici, altele mai mari, să se reintroducă bunul plac în urbanism, de fapt să se anuleze tot ce înseamnă principii europene în abordarea urbanistică în România. Singurul lucru aici pe care noi o să-l încercăm să-l atacăm, adică lucrul pe care vom încerca să-l atacăm, este lipsa de transparență. Ministerul Dezvoltării trebuia să, din citirea, din modul în care citim noi legea transparenței, trebuia să se consulte în privința acestui ordin. Și din acest punct de vedere, Ministerul Dezvoltării dovedește rea credință. Și anume, noi i-am solicitat și așteptăm cu mare interes expunerea de motive. Orice ordin trebuie să aibă o expunere de motive. Vrem să înțelegem de ce. Deci, dacă Ministerul Dezvoltării consideră că în continuare cetățenii vor avea și, într-adevăr, cetățenii în continuare vor trebui să solicite respectarea ordinului de ministru. Dacă în continuare ei o pot face, foarte bine, vrem să știm cu subiect și predicat de ce a considerat Ministerul Dezvoltării necesar să renunțe la sancțiune.
pentru că în niciun caz nu a făcut-o ca să beneficieze cetățenii. Deci vrem și noi să știm cine este beneficiarul acestei decizii a domnului Dragnea. Când a fost vorba de modificarea legii urbanismului, care a fost modificată astfel încât România acum nici nu mai intră în categoria țărilor civilizate ale Europei, am înțeles că beneficiarii au fost marii speculatori imobiliari și primăriile și consiliile județene care decid să nu respecte legea. Și acum trebuie să ne explice. Dar vreau să repet, cetățenii au dreptul în continuare, cu sau fără acest ordin, au dreptul oricum, pentru că legislația europeană ne dă acest drept și pentru că legislația europeană bate oricum legislația națională. Deci Convenția de la Aarhus, diverse directive europene vorbesc despre transparența în deciziile de urbanism. Dacă autoritățile române decid să nu dea astfel de legi, să nu respecte legislația europeană, există întotdeauna recursul la instanțele europene. Distanța e mare, dar oamenii trebuie să știe că au drepturi. Aceste drepturi, că domnul Dragnea anulează sau nu un articol, noi îl avem în continuare. Sigur, dar este greu pentru cetățeanul de rând să ajungă la Bruxelles, să ajungă în Europa, când dreptul ajungem la noi, să ne sprijine pe noi. Cum se realiza acest proces de consultare a populației? Cum se realizează? Deci, Ordinul de Ministru 2701, în fine, numele, ăsta e numărul. Îi spun pentru că dacă cineva vrea să cerceteze pe Google, așa îl găsește. Este foarte prescriptiv, ceea ce e foarte bine, și anume, înainte, și din nou, aplicarea lui nu se face ca lumea de către primării, cel puțin mă refer la cele pe care le cunoaștem noi. Înainte ca un investitor, un constructor, un beneficiar, cine o fi el, să înceapă un proiect imobiliar, el trebuie să anunțe intenția. Din păcate, în acest moment, ceea ce noi descoperim este că beneficiarii se trezesc să anunțe intenția când ei deja au proiectul. Deci, strict o sens, numai pe ordinul de ministru, înainte de a face un proiect de arhitectură, ei trebuie să anunțe intenția. Vreau să construiesc 5 etaje în locul cutare. Intenția trebuie să se anunțe la fața locului și legea spune, ordinul de ministru spune că și vecinii trebuie să fie ei informați de către autoritatea publică. Sunt primării, cum este primăria municipiului București, care a decis să scoată din regulamentul lor această obligație pe motivul că, vezi, Doamne, dacă nu știu ei cine locuiește la adresa respectivă. Să fim serioși. E doar un mod în plus. Dacă ești un infractor, te găsește poliția. Exact. Și la adresă, deci, și la deci, adresă, da. Dar ordinul spune că în momentul în care tu ai această intenție, pui un anunț la fața locului, foarte corect, și trimiți informări scrise, eu le înțeleg, scrisori, vecinilor direct afectați, adică cine e în jur. După această fază, care durează, cred, 25 de zile, la care oamenii își pot comenta și îmi pare foarte bine că suntem aici vorbim despre acest ordin, pentru că, din nou, el este bine scris, dar de fapt a fost golit de conținut când a fost aplicat. Vorbesc aici de primăria municipiului București, pe care o cunosc cel mai bine. Sunt primării cum e Timișoara, de exemplu, care îl aplică cu mult mai multă dedicație și acuratețe. Deci, odată trecută faza de intenție, nu există niciun fel de observații din partea vecinilor, se trece la faza de elaborare. Deci, doar la faza asta ai arhitectul, decizi ce construiești și să zici că asta durează, nu știu cât, depinde arhitectul cât timp ia. Faza asta de elaborare trebuie să apară și ea pe site-ul primăriei. Deci, acolo oamenii trebuie să vadă cum arată, ce se va construi, și aici altă problemă. Primăriile arată tot un limbajul ăla tehnic de nu pricepe nimeni nimic. Planurile sunt toate mici, sunt numai plan de arhitectură, deci oamenii n-au de unde să vizualizeze cum va arăta o clădire de 5 etaje față de una de 6 etaje, cum o să-i afecteze pe ei direct. În fine. Și după care urmează faza de avizare, la care investitorul merge la fiecare instituție și la faza de avizare
asta trebuie să fie publică. Deci trebuie să știi pe parcurs cine a dat avizul, care instituție, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii, cine mai trebuie să, Agenția de Mediu. La sfârșit trebuie să existe un raport cu toate observațiile vecinilor, ce observații au fost din partea unor instituții, etc. Din păcate, revin din nou la cum se aplică în acest moment, din nou, Primăria Municipiului București. Raportul acesta pe care îl întocmește domnul Pătrașcu include observații pe site, doar la anexă, și este un raport copy-paste, adică același limbaj apare la toate proiectele în care partea cea mai mare nu există, de cele mai multe ori nu există observații, vecinii informați n-au fost că oricum ei nu trimis scrisori, și cea mai mare parte a acestui raport este din nou se acoperă o eventuală acțiune în instanța celor afectați, în care se spune că decizia în ultimă instanță aparține Consiliului. Deci poți să te plângi cât vrei, dar dacă Consiliul a decis, înseamnă că e bine. Acum, ordinul spune că observațiile celor afectați trebuie în mod obligatoriu luate în considerare și trebuie modificat proiectul în funcție de aceste observații. Din experiența dumneavoastră se întâmplă Nu. Noi avem procese tocmai pentru că aceste observații, la care am mers în dezbatere, că spuneți că mă duc eu pentru că nu se duce nimeni altcineva. Deci, trebuie să mă duc. Dar pot să vă spun că observații făcute punctual, referitor la indicatori ai zonei, înălțime, cât spațiu verde se permite, materiale din care se construiește, pot să vă spun că nu au fost niciodată luate în considerare și incluse în proiect, pentru că, de fapt, când se vine la faza de intenție, proiectul deja e gata. Deci, această ordin de ministru, din nou, a ajuns să fie aplicat de anumite primării, Primăria Municipiului București, în experiența noastră, doar așa, ca o căsuță pe care o bifează. Deci, practic, să înțelegem că ceea ce a consfințit domnul Liviu Dragnea prin respectiv ordin ministerial este pentru instanțe în beneficiul autorităților, pentru a fi și mai protejat în instanță, în ideea în care un cetățean se trezește post factum că i s-a ridicat un bloc de sticlă lângă căsuță și vrea să atace în instanță că nu a fost consultat. Putem încadra acest ordin ministerial, putem face vreo legătură cu faptul că este în an electoral, că suntem în plin an electoral, iar Liviu Dragnea este de notorietate publică, faptul că e șeful de campanie electorală a PSD? Bineînțeles, pentru că eu vă pot spune că informația noastră este că, de fapt, această dezbatere referitor la ordinul de ministru 2701, care a deranjat destul de multă lume de partea celor care vor opacitate totală, să facă ce vor ei, să nu respecte legislația de urbanism, el a fost în dezbatere internă în cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, domnul Marian Oprișan. Deci noi am văzut o astfel de soluție, de sugestie, și sugestia era o modificare mult mai drastică, care într-adevăr ar fi scat niște enorme probleme, pentru că România nu și-ar fi respectat atunci angajamentele europene. Trebuie să revenim întotdeauna când vorbim de urbanism și cam de toată legislația românească la ce ni se cere ca să fim și noi niște oameni civilizați, nu repetenții clasei tot timpul. Deci, și primiți în Schengen, finalmente. Exact. Deci, ceea ce urbanismul este un domeniu în care există corupție. De multe ori greu de dovedit, dar la prima vedere, așa, uitându-ne doar în jur, e clar că trebuie să existe corupție și conflict de interese, că n-are nicio logică de ce odată aprob 10 etaje într-o zonă și altă dată nu aprob. Deci este clar că acest ordin, modificarea legii urbanismului, există niște norme metodologice care stau în așteptare la legea urbanismului, în care se propunea tot de către Uniunea Națională a Consiliilor Județene, deci baronii locali, se propunea
aprobarea tacită a documentațiilor de urbanism, care vă dați seama ce ar fi însemnat. Ea fusese deja declarată neconstituțională de CCR. Deci sunt cadouri mai mici, mai mari, în presupun, nu știu, că e totuși, coincidența e cam mare. Că printre primele lucruri pe care le-a făcut domnul Dragnea când s-a instalat la Ministerul Dezvoltării a fost să modifice legislația de urbanism în sensul în care ne întoarce în timp. Deci, de ce? Nu știu. N-am înțeles. Noi ne-am luptat pentru legea urbanismului să nu se modifice în sensul în care se permite din nou absolut tot. Și n-a existat expunere de motive logică, cu excepția faptului că e mai ușor să construiești, nu știu. Vedem cu toții că suntem în București, chipul Bucureștiului, și suntem convinși că nu este singular acest oraș, chipul Bucureștiului sluțit de blocuri de sticlă sau de clădiri foarte înalte, construite în clădiri, în zone cochete de vile. Vedem arestări răsunătoare recent, cum este cazul lui Mădălin Dumitru de la primăria municipiului București. Totuși, aceste ilegalități au fost posibile deoarece cadrul legislativ a permis, nu zic a încurajat, a permis. În ce măsură a influențat Ministerul Dezvoltării acest cadru legislativ care a permis toate ilegalitățile la care, sau mă rog, mare parte din ilegalitățile la care asistăm acum? Acum, știți cum e, vina se împarte. În primul rând, Ministerul Dezvoltării, cum vă spuneam, din 2012 încoace, au modificat legislația de urbanism în sensul în care au făcut-o și mai permisivă decât era înainte. Nouă ni s-a recomandat încă din 2006, Ministerul Dezvoltării a plătit pentru un grup de experți francezi în urbanism să vină în România, pentru că urbanismul românesc se pare că e mai asemănător sau a fost inspirat de cel franțuzesc. Să vină să analizeze ce se întâmplă în România și să ne facă niște recomandări cum să îmbunătățim legislația de urbanism. Deci, ce s-a întâmplat din 2010 până în 2012? Modificările care s-au făcut. Ordonanța de urgență 7, care era ordonanța care interzicea planurile urbanistice pe parcelă, care era un care sunt un nonsens, adică modifici legea prin alte legi individuale. Asta, ordonanța de ordinul de ministru referitor la consultarea populației. Astea au fost toate inspirate de acel raport al experților francezi și de principii europene, Carta de la Leipzig, Convenția de la Aarhus, deci principii de bază, de drepturi fundamentale ale cetățenilor. Din păcate, Ministerul Dezvoltării și-a programat, în mod programatic, a anulat toate aceste îmbunătățiri. Și de fiecare dată când am comentat, mi s-a mai spus un lucru pe care văd că acum l-a uitat, și anume că să nu ne impacientăm, pentru că se va realiza un cod al patrimoniului. Este promis de ani de zile. Și un cod al urbanismului. Deci noi ne-am codul patrimoniului, după cum știți, 2010 și după aia a dispărut. Codul urbanismului ni se promite de când ne-am plâns în Comisia de Amenajare Teritorială de la Parlament, când au vrut și-au modificat așa legea urbanismului și ni s-a spus nicio problemă, toate problemele astea vor fi rezolvate în acest cod al urbanismului. Păi eu nu văd nicăieri că acest cod, cineva ar vorbi despre acest cod al urbanismului, și gândiți-vă că România nu va putea să atragă bani structurali, nerambursabili pentru regenerare urbană, pentru că noi nu avem o legislație adecvată. Deci noi vom rămâne în urmă din acest punct de vedere. Gândiți-vă că tot ce se construiește nu se construiește pentru o generație, se construiește pentru generații care vin, pentru interesele punctuale, imediate ale unor domni, nu știu, să ne spună și nouă de ce. Asta da, să știm. Pe notorietate, cazurile Piața Matache, de fapt, e acum și în atenția procurorilor. Numeroase. Noi avem, n-are rost să spunem toate plângerile penale și procesele pe care le avem, dar știți, lucrurile astea sunt de fapt o picătură într-o mare care puterea de decizie e acolo, e la legiuitor, e guvern, e la politicieni. Cum ar trebui să arate din punctul dumneavoastră de vedere, după ce v-ați confruntat cu atâtea cazuri de nedreptăți flagrante, o consultare reală a cetățeanului și ce ar trebui să fie cetățeanul pentru să facă cetățeanul pentru a-și obține dreptul de a fi consultat așa cum trebuie?
Bun. O consultare reală e foarte importantă și, cum spuneam, pentru înainte de a începe orice, trebuie să informezi oamenii și nu așa cum face primăria, multe primării, pur și simplu să pui pe site, să-ți închipui că oamenii altă treabă n-au decât să intre pe site-ul tău să vadă dacă se construiește ceva lângă el. Oamenii merg la servicii, au copii de crescut. Nu. Există România secolul 21, nu există adrese poștale, adică primăria nu poate să trimite prin poștă, apropo, nu mai are contract cu Poșta Română, deci trebuie să trimite prin curier primăria municipiului București cheltuirea banului public. Deci asta este așa, fundamental. Și dacă nu, n-au decât să trimită un funcționar de al primăriei să vorbească cu oamenii, pentru că sunt... primăria municipiului București are 1000 de oameni. Am văzut recent că fiscul îți vine la ușă, s-a dat exact. O lege prin care fiscul îți vine la ușă dacă nu-ți plătești. Deci dacă vine să ceară bani, să vină și să se asigure că drepturile tale fundamentale nu sunt încălcate, pentru că vă asigur că drepturile oamenilor sunt încălcate. Dreptul celui care crede că are drept să construiască 10 etaje, încalcă dreptul celui care are drept la lumină, la aer, are dreptul să nu îi se dărâme casa pentru că ăla a făcut o fundație. Care... Deci asta ar fi primul lucru. Primăria să se asigure ea, nu să aștepte ca cetățeanul să o întrebe, să se asigure ea că cetățenii știu ce se întâmplă înainte de a se întâmpla. Deci nu să lase investitorul să-și facă el proiectul, să vină cu proiectul să zică acum hai, fă-te că îi informezi. Pune-le anunț de intenție. Dar tu rămâi tot cu alea 10 etaje ale tale, că în fond ai pifat așa și e ok. Dar asta nu este de ajuns. Primăria trebuie să nu încalce legea. Deci, și ce dacă Consiliul a votat un proiect în care se depășește legea cu, eu știu, înălțimea cu dublu? Faptul că Consiliul a votat nu înseamnă că e corect. Ca dovadă că în instanță de multe ori au pierdut. Și iată că totuși vine un ordin de ministru și mai mult de vicepremier care spunea, domnule, nu ești obligat să consulți cetățeanul pentru că practic asta ne face să ne întrebăm care este legitimitatea democratică a instituțiilor noastre publice. Pe cine apără? Deci instituția publică română pe cine apără? Apără pe noi, comunitatea, cetățenii, plătitorii de taxe sau apără niște grupuri mici? Dacă e așa, să vrem să știm și noi. Din acest motiv eu să-i cerem și cerem domnului Dragnea să ne spună, să ne trimite expunerea de motive pentru acest articol de lege. Orice ordin trebuie să aibă o justificare, orice act administrativ trebuie să aibă o justificare. O spune Uniunea Europeană dacă nu o spun legile române. Este anulabil și reversibil ce a făcut domnul Dragnea? Nu știu. Cum vă vedeți șansele? Le puteți estima cunoscând cadrul legislativ în care operați? Momentul ăsta depinde de judecător. Eu cred că am avea mai multe șanse la Cluj decât la București. Unde este și cel mai curat, am citit recent într-un studiu, cel mai curat aer din Europa. Da, ci că n-au destule aparate să-l măsoare, ca așa și la București. Nu, București era undeva pe locul 86, dar cred că e și mai jos. În primul rând, el n-a intrat în dezbatere publică. Deci aici, da, ar trebui făcut o litigație strategică. Însă să știți că suntem totuși la mâna judecătorilor și aici e o altă problemă. Este că noi nu avem magistrați specializați pe zona de urbanism. Sunt specializați pe alte zone. Deci nu înțeleg întotdeauna speța. Și nu înțeleg întotdeauna cât de mult afectează viața oamenilor și cum, de fapt, drepturi fundamentale nu se respectă, pentru că legea de multe ori poți să câștigi în instanță, dar nu schimbă nimic în realitate. Deci asta, după părerea mea, astea sunt legi de neaplicat, dacă e vorba pe așa. Noi avem decizii în instanță care nu se pot aplica. Pentru că, din nou, nu există mecanismul ulterior și pentru că oamenii pur și simplu nu înțeleg cum le pot aplica. Am cerut expunerea de motive și documentația care a stat la baza acestui ordin de ministru. Odată ce le avem, decidem. Eu aș testa în instanță, în contencios administrativ, pentru că totuși legea 52/2003 este lege, deci ea trebuie respectată. Am înțeles. Deci următorul pas îl veți hotărâ după ce aveți motivația. După ce motivația... vedem ce ne răspund. În momentul ăsta avem și niște... Am vorbit cu un jurist și
se interesează mai mult pe partea asta de contencios, să vedem și dacă există, poate există precedente în care ordine de ministru au fost anulate din cauza faptului că n-au intrat în dezbatere publică. Vom vedea. Concluzionând, un sfat pentru cei, pentru oamenii care se trezesc cu clădiri răsărind lângă caselor fără să fi fost consultați în prealabil, ce pot face? Să știți că dacă un proiect de urbanism nu a parcurs fazele ordinului de ministru, pot merge în instanță și cere anularea, cu sau fără acest articol. Pentru că instanța poate să decidă. Înțelegeți? Deci să pot să fie judecători, într-adevăr, care să spună nu, nu spune că e nul de drept, deci chiar dacă nu s-au consultat, băi, mai departe. Dar atunci trebuie invocată și legislația europeană. Deci să invoce ordinul de ministru și legislația care este superioară ordinului de ministru, că ea de acolo vine, să știți. Toată legislația de drepturi fundamentale, de transparență, de bună guvernare, nu e de sorginte românească. Vine de la Bruxelles. Deci sunt toată transpunerea legislației europene în dreptul românesc. Deci asta contează în ultimă instanță. În concluzie, cetățenii să nu se lase descurajați și să meargă în continuare. Sigur, cu sau fără acest articol. Asta nu înseamnă că ei nu trebuie să parcurgă toate etapele. Noi mergem și cerem anularea unui plan urbanistic zonal de multe ori pentru că nu s-a respectat metodologia de aprobare. Acolo nu scrie nicăieri că sunt nule de drept. Și totuși sunt instanțe care au decis că da, metodologia trebuie respectată în tocmai și dacă n-au respectat-o, e nul de drept. Asta o decizie instanță. Deci ei trebuie să meargă în continuare, să nu se descurajeze, pentru că frate, ăsta e și scopul, presupun, acestui ordin de ministru, să-i descurajeze pe cei care, vezi, Doamne, ar pune bețe în roate marii dezvoltări urbane a României împotriva cetățenilor ei, din câte se vede. Mulțumim!